Emisiunea Concurs Ardelenii au talent și-a schimbat denumirea. Competiția începută la sfârșitul anului trecut a trecut acum sub egida de Ardelenii au har. Concursul s-a dovedit a fi unul de succes în rândul celor cu deschidere spre artă. Unul din componenții juriului, Liviu Pancu, a rămas plăcut impresionat de numărul participanților din județul Mureș și totodată cei care au depășit semifinala. Un județ plin de har, un județ, vorbesc de județul Mureș, plin cu copii cu foarte mare drag către toate zonele artistice și de reprezentare, pentru că au fost de la folclor, dansuri, cântece, până la dans modern, soliști. Chiar am avut o surpriză cu tineri veniți cu zonglării și, mă rog, lista continuă. Juriul județean, alcătuit din Liviu Pancu, Marina Ciucudean, Iolanda Cătinean, Ciprian Istrate, Mario de Santos, Rudy Moca și Albert Eva, a trimis în finala concursului 30 de formații de dans popular și modern, recitatori, interpreți de muzică populară și ușoară, imitatori, jongleri. 4 dintre aceștia sunt din Reghin. Cine va intra în finală sunt solistele Teodora Crișan și Alexandra Grama, trupa de rock Black Ice și ansamblul de dans popular Rudicek. Atunci când am venit la dumneavoastră în oraș, m-am putut bucura de foarte multe talente în rândul copiilor, la foarte mare atenție către folclor, iar în final, cu toate, cu preselecții și cu semifinale, s-au înscris, e vorba de o trupă rock, ce aparține orașului Reghin și cu atât mai mult un ansamblu de dansuri populare maghiare. Misiunea juriului nu este deloc ușoară, iar competiția se anunță a fi destul de strânsă. De la 60 de momente practic selectate în semifinale la 30, iar semifinala a înscris 30 de tineri sau nu mai atât grupuri, dar și individual și duete, într-o competiție, într-un bloc stat de 30 de momente. Dintre toți aceștia și din toate va fi stabilit câștigătorul marelui premiu al concursului județean pentru promovarea copiilor talentați, cu genericul Ardelenii au har. Celui mai talentat participant îi se va oferi o sumă de peste 15.000 de lei. Finala concursului va avea loc în cursul lunii martie.